Hey, salut. Ce faceți? Astăzi o să ne jucăm niște Roblox. Aici cu PUBG în Roblox. Făcusem un episod, dar nu-mi plăcuse cum ieșise. Și pur și simplu am vrut să mai Am vrut azi să fac un live, pentru că da, și în acest live vreau să vă anunț ceva. Oh, fuck it. Nu știu voi cât de bine vedeți toate chestiile astea, dar de aici trebuie să închid. Intru aici. Așa. Imediat stați să verific eu imaginea din PUBG. De mai mic. Mai mic. Și un de ăsta mai mic. Uite așa. Așa, și acum haide să trecem la joc. Văd că bug-ul s-a rezolvat cu avionul, adică acum se încarcă. Și acum, da, era un bug mare, gen să nu se încarce avionul. Și văd că acum se încarcă și o să ne paraștăm și noi aici. Văd că sunt mulți prin jur și sonor îl dau așa. Haide să ne punem acolo. Văd că aterizează cineva acolo. Așet. Ah, fuck it. Cât de mulți sunt. Aici sunt o grămadă. Ah, fuck, man. Ce, dă-i loot, dă-i loot, man, dă-i loot. Ah, fuck it. L-am văzut pe ăla pe la spatele casei. Meciul ăsta e dead. Mai mult ca sigur e dead. Că dacă și-a găsit băiatul pe aici vreun pistol, ceva ne-a făcut praf. E, dar până la urmă ne-am găsit și noi o poziție. Dar uite că merge puțin, puțin de tot lăguit la mine. La voi știu că e un lag de la infernal, dar sincer n-am ce face. N-am ce face. Nu e vina mea. De fapt, e vina mea, dar mă rog. Văd că băiatul n-a găsit nimic pe aici. Și haideți să mergem în acel stuc. Știu că băiatul e pe aici, pe la spate, sau ceva de genul. Dar nu știu. Eu să mă uit, pare rău. E departe, deci avem. E ok să mergem până la satul acela. Chiar dacă acolo o să fie. Hai să mergem la acea cabană. Turnul ăla. Pentru că acolo eu zic că e un loc bun de camp. Pentru că și în episodul pe care l-am făcut, ajunsesem la 4 aliv. Era cât pe ce să câștigăm. Și după aceea o să mergem la acea benzinărie. Sau ce-o fi. Pentru că niciodată nu se știe ce găsești. Barrel-ul se face mai mic în 13-12 în câteva secunde. A, fac dacă virgulă cădeam. Ai, văd că aici nu a fost nimeni și când tocmai vreau să spun că n-am găsit mare lucru, pentru că mă uitam la acea grenadă, am găsit pistolul. Barely sinking. 1, 2, pardon, uite așa, și avem un colt. Așet, fac caracter, unde te duci? Că ați băguit caracter, îți dai seama că murim. Oh my god, cu câtă viață mai rămas. Ne târâm, ne târâm, ne târâm.
că mi-a rămas cu extrem, extrem de puțină viață. Și un pumn și am murit. Și noi nu mai avem nici inventar, nici nimic, doar să găsim pastile pe aici. Că altfel, da, nu vine să cred că am supraviețuit la chestia aia, adică dacă îmi dau drumul din avion, așa e bearer-ul, care-i treaba cu bearer-ul? Bearer-ul vine și cred că suntem în cea mai bună poziționată zonă de aici. Pentru că până la urmă aici ar trebui să vină sau pe malul ălălalt, pe prima chestie de pe malul ălălalt. Dăm așa niște zoom in și zoom out. Ne tărâm pe aici. Mai gan, dispare caracterul din față. Uite așa. A, fac. Hai caracter, știu că te doare toată. Te dor, a, fac, aud glanțe. Te dor toate, da. Mergi, mergi până în acea casă, tărăște-te. Da, fix. Da. Exit lobby. Asta e norocul meu. Să mi se băgăiască caracterul. Și să o ia în sus până când să văd OBS-ul face live. OBS-ul face live. N-am de gând să mă uit pe live. Dar hai să vedem se, se uită cineva. Nu. OBS-ul filmează tot Roblox-ul. Da, click to ready. Suntem ready. N-aveam timp. Nu. Eu nu accept cereri de prietenie decât de la abonați. Și acela vă spun eu că nu era un abonat. Ar trebui să facem o regulă. Cine îmi dă din momentul ăsta cerere de prietenie, înseamnă că e abonat, da? Sau dacă vrei să fim prieteni pe Roblox, abonează-te, pentru că altfel nu o să fim prieteni. Văd că iar e bagul ăla cu avionul. Se văd aici elicele alea. Da, iar e bagul cu avionul. Tocmai îl rezolvase și acum iar se stricase. Tare, frate. Și în aseară se făcuse. Dar s-a stricat. Trebuie să ne uităm după furnici. Să vedem pe unde fug ele. Ia uite, două. Noi fugim pe aici. Gata. Sper să nu mai fie acest bug vreodată. Mergem aici în zona cu deșert. Oh, fuck it. Câți mă sunt aici în zona cu deșert? Ah, shit. E, trebuie să aterizez pe mal cât de cât. Să vezi că aterizez în apă, da. Eu o să urc primul în farul acela pentru că bănuiesc că e vreun sniper pe acolo. Adică far, far, un far, un turn, un turn, un far. Pe bune, care, ce, la ce te poți aștepta să fie într-un turn? Nu, un sniper, adică pe bune. Nu știu, aici o să fie urât rău de tot, pentru că toți s-au dus în prizon acolo. Numai noi o să mergem în far și o să ne prindă bearer-ul. Când coborâm noi, o să se micșoreze. Că nu să înceapă de fuck. A intrat ăsta sus.
Acolo nu vreau să intru, pentru că, credeți-mă, că nu vreți să vedeți ce e acolo. O să mergem pe insula cealaltă, cu acea barcă. E, noroc, am găsit o barcă. Dar de ce avem health-ul așa de mic? Ah, din cauza la stamina. Atât de mult ne-a scăzut health-ul din cauza la stamina. E, F. Ah, am luat acest vehicul și ne îndreptăm spre celălalt mai. Nu pe aici, pentru că, pe bune, cine o ia pe aici? Știți cât de greu e să... Am văzut o barcă în spate. Știți cât de greu e să vă cățărați pe aici? Nu știți și credeți-mă că nici nu vreți să știți. Uite așa, lăsăm pe aici. A, asta. Uite așa. Și dă-i stamina. Nici pe aici n-am ales un loc prea bun ca să urcăm, dar... E mai ok decât alealte. Îmi place în jocul ăsta că poți să urci pe oriunde în PUBG, din Roblox. Uite, vreau să intru în aici, că aici sigur va trebui să fie o armă. Sigur, sigur, sigur. Sau dacă nu, armă un scope. Barrier sinking. Noi suntem departe de barrier. Ah, shit. Se apropie. Și văd că pe aici nu mai turnuri, deci băieții sunt armați cu scope. Și ar fi o mare, mare mirare să nu fie lootat. Ce? Ia acest pistol, gloanțele și grenada. Așa. Perfect. Nu știu de unde a tras tipul, dar a tras de undeva. Și să știți, nu merge să puneți ținta decât dacă sunteți în first person. Bearer, unde ești? Bearer. Ah, suntem ok. No, n-aș fi văzut să vină un... l-am văzut. Nu? Nu e acolo? Nu e? Am crezut că e acolo. Dei. Uite, o să mergem în acea casă, că vilă, de fapt. Am găsit ceva pe acoperiș. Acolo, l-am văzut. Armă de aia mare. Trebuie să o luăm. Aici urcă. Hai, stăm cu stamina bine. E ok. Mișcă. Oh, shit! Am căzut de acolo, de pe sus. Și totuși e o mare diferență de PUBG cu aici, pentru că my God, ce loot bun e acolo. Uite, aici era lootul ăla bun. Ah, fuck, mor. Ai, n-am murit încă. Spre surprinderea mea. Și pe aici nu știu dacă a fost neapărat cineva. Oh my God, am găsit un scar. Să nu-mi zici că am găsit și scope. Gen, scop, am găsit și un red dot. Am pus red totul. Și avem așa chestii. Uitați-vă, ne uităm din nou. Așa, e bun red totul. E bunicel. Descarj. Am înțeles, nu știu dacă ai cum să te urci pe acoperiș. Cred că neapărat trebuie să cazi pe acoperiș. De aia sunt așa loot bun. Da? Sau? Backpack. Medium backpack. F, mersi. De level 1 l-am văzut și mai văzut. Dă cineva? Sau mi se pare? Barrier sinking. Fac, găsim ceva pe aici. Fac, nu. Trebuie să ne mișcăm repede, repede, jur. Repede, repede, jur. A fost cineva aici și încă s-ar putea să fie. Nu mai stau să mai controlez.
Merg direct pe acoperiș pentru că... Uite-l! Știe, știe, știu, știe că l-am văzut. Ai fuck. Uite ce am găsit aici. Ce am găsit. O small backpack. Lăsăm pe a nostru pentru că e medium. Ah, fuck. De ce tot cad? Asta e întrebarea mea. O să mergem după la bereru. Ah, stăm ok, frate. Cred că am venit în cel mai decent loc. Acolo am fost, uite, ne urcăm aici. Lutăm această căsuță minunată. Pentru că ce poți să faci mai minunat în PUBG decât să lutezi? Avem un backpack. Noi i-am dat equip la backpack. Inventory, Vincent. Pe caracter, da. Și aici e vest. Avem și noi câteva. Ah, fuck. Schimbă-te în first person. Am înțeles. Oh my god, ce-am găsit aici? Scopuri. Scope. Și un beret. Îi dăm la asta F. Luăm aceste emo și scopul. Intrăm la G aici. Beretul. Ia hai să vedem cum e acest beret. Gen. Oh, frate. Na. Las pe scarjăm. Pentru că așa și acest căm îl punem aici. Și red dot îl punem aici. Gen. Îi dăm aici în... Ia uitați aici. Mișto rău, frate. Și aici... E bine, e bine. A, așa pe luneta. Asta e, noi am aruncat până sus. Coperiș de tot? Nu. Hai, unde era cealaltă scară? Uite, pe aici. Pe aici nu mai stau să mai găsesc ceva. Mai fucking god, câte etaje are chestia asta? Asta e. Pe M. A, suntem ok. Uite aici ceva. Uite asta ce e. M, după aia luăm să vedem de test. M. A? Cum e? Ia să vedem. Îi dăm așa. Luăm aceste gluanțe. F. F. Să nu-mi zici că n-am destul loc în inventar. Pe F. Așa merge să le iau. Nu mai am loc în inventar. Cel puțin așa cred. Gâm. Scăpăm de asta. De asta, de acest beret. Așa, de beretul ăla. A, fac. Și acum... F. Ah, fuck it. M240. N-am gloanțe și nu știu cum să se arun cum arunci în jocul ăsta. Backpack. Un backpack. Oh my god. Ground. Emo. Ah, uite că avem. Până la urmă avem, văd. Gen 9 mm F. E, știi ce? Dă un colo. Ne punem scarjul înapoi aici. Cu asta nu. Asta pot să trag. E bine și frumos. Map. Hai frate, că suntem fix în mijloc. Ce-ți dorești mai mult de atât? A, fuck. De ce tot cad? Pe le clădiri. Acum trebuie să găsim un loc bun de camp. Cred că pe acoperiș e cel mai ok. Nu știu de ce am vrut eu să plec.
Asta e frate. Asta cred că ea e mică. Da, ea e mare. Ai, go. Go, my friend. Go, my brother, de fapt, că tipul ăsta arată la fel ca mine. Caracter. Da, uite aici era. E, hai să iau asta înapoi. Uite, mă, că acum am mers. Acum n-avem space, ia. Ia, uite, mă, acum n-avem space pentru ăla. Shop up, kid ground. Gata. Acum avem beretul. Oh, fuck it. No space. Și cum arunci, frate, în jocul ăsta? Inventory is full. Options. F options. Le pun aici sau? Fuck. O sniper, două încolo, că de asta chiar n-am nevoie. Dar cum le arunc? Da, acum avem. F. Oh, fuck it! Unde-i? Oh, yes. Fuck, unde e? Fuck. Unde ești? Mi-a căzut scu... Mai... Ah, fuck, m-am urât și eram 5 aliv. Hai să vedem câți ne vizionează, deocamdată nimeni. E ok. Fac și eu acest live ca să vă uitați după aceea. Pentru că să aveți la ce să vă uitați. Că nu știu dacă fac. S-ar putea să fac și ceva alte jocuri, nu știu. Warface. Cine știe, ia să-i dăm și noi un ready. Click to ready până când așa. Hai să vedem, poate facem un CSGO, poate facem un Ice Lakes, poate facem o Zula, cine știe. O Zula, frate, de o Zula aș avea eu acum chef. O Zula ar fi ideală, să încercăm să-i dăm drumul la Zula până când un alt am. Și sunt răgușit, după cum puteți vedea. Da. Ia să-i dau eu un refresh aici la tablou de live. Că poate se uită cineva și eu nu știu. Acum nu mai fac live. What the fuck, man? Fuck. Nu e sonor. Am înțeles. Hai de sea game. Îi dau un register. Așa. Ah, fuck it. Oh, shit, top. Chiar am dat copii la așa ceva. Am înțeles. Bad gamer, așa. Așa, frumos. Așa.
gamer. Mă înțeles așa. Așa, password. Oh, fuck it. Da, stay connected register. Ar trebui să... Ah, oh my god, avem un vizitator pe live. Oh my fucking god, îl avem pe... Un tipuleț aici. Bravo, bossule, uită-te la live că ne jucăm PUBG. Și după aia ne jucăm și un șozula, băi, omule, uită-te la live. A, fac, sunt sub apă. Da. Mă rog, bossule, hai să jucăm o zula. Bad Gamer Games. Hai să ne jucăm o zula. Imediat ce o găsesc. Zula, zula, uite aici o zula. A, install now. Văd că mi s-a șters și contul de Zula, dar nu e nimica. E, sau? Mi s-a șters sau nu? Da, bossule, uită-te la live, man, pentru că facem și o Zula aici. Dă și tu un like, chestii, trestii pe aici. Un mesaj, așa, vizionează acum. Zero? De ce vizionează acum zero? Ia, bossule, să văd, vizionează cineva? Nu, omule! Nu vizionează nimeni, deși... Searching the game. Hai, bă, dă-i un game la Ozula ceva. A game is opening, așteptați puțin pentru că avem aici chestii trestii de făcut, niște setări pentru Zula, 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 Zula. Dacă nu știți ce este Zula, este un shooter gratis. Este un shooter gratis, nu de pe Steam, de unde îmi iau eu mai aproape toate jocurile. Gen, n-am făcut mai niciun video cu toate jocurile mele. Am peste 1000 de jocuri, glumesc. Dar peste vreo 30 am jocuri pe acest PC. Am mult, mult mai mult decât 30. Da, deci n-am făcut decât cu GTA San Andreas de mult. Am făcut câteva live-uri. Păi da. Acum ne se dovlandează Zula. IDC Games, hai să jucăm. My god, îi dau un set character, că mi s-a băguit. Mi se băguit. Man. Mi s-au lăguit calculatorul de la trestii, trestii, chestii, bestii. Oh, fuck it. Obiesul ce filmează mai exact? Filmează asta. Băi, dați reset caracter. Sunt în mijlocul oceanului, what the fuck. Deci avionul ăsta se prăbușește. Bine de știut, adică pentru viitor. Să știm, poate o să fac și un video pentru cei care nu s-au uitat la acest live, ce se întâmplă dacă nu ieși din avion, din PUBG în Roblox, ce nu e ca lumea, nu? Da.
cum se băgui jocul, o să vă las în imaginea asta. Glumesc. Imediat, imediat o să vă găsesc un image pe care să vi-l las. Asta. Taking capture cancel. Îi dau aici un delete, remove, yes, fac asta, uite așa, frumos. Fac așa, frumos, gata. Asta ar trebui voi, call down la, yes. De acum voi ar trebui să vedeți masca mea. Ei, hai să facem acest de ăsta cu... Vreți să facem acest live cu facecam? Cred că vreți să faceți... cred că vreau să fac... A, uite că se uită cineva. Tare, 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 tare. Imediat, imediat, imediat o să deschidem Zula pentru că... Da? Da, v-am mai zis, Zula este un shooter gratis pe care îl puteți obține. Mă auzeam și eu pe fundal. Mă rog. Oh my god, schimbă-ți numele, omule. Știu că tu ești, schimbă-ți numele pentru că a mea e ideea cu mascatul, da? Schimbă-ți numele, please, please, man, schimbă-ți numele. Puneți și tu numele, Hai că o să-ți zic eu un numele. Nume pe acest live, dacă mai ești pe acest live, până la sfârșit. Da? Cred că trebuie să bag și eu o muzică pentru voi. Imediat, imediat, imediat. Uite așa. Uite așa, uite, îi dăm aici. Nu, uite, ceva de genul. Uite, dacă dăm noi music-ul așa și vocea noastră o dăm așa și music-ul o dăm așa și trebuie să fie numai bine așteptați. Uite, așa, acum ar trebui să vă fac, să vă auziți muzica bine, 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 bine. Vă las cu muzicuța.
până când se instalează Zula.
Am revenit cu Zula instalată, connection problem. Ok, acest computer fix. Așa. Games closing. Aveți muzica în descriere. Tu